Hei, bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Aici vă arăt unghiuțele mele din vacanță. Cine a văzut filmulețul, am filmat un pic și din Turcia, de la resortul unde am fost. Au unghiuțele mele aproximativ 3 săptămâni de când sunt făcute, dar o să le mai țin vreo 2 săptămâni, că pe urmă am nevoie, am o nuntă și am nevoie ca ele să fie proaspăt făcute. Dar filmulețul de astăzi nu este vorba nici pe departe de unghiuțele mele. Și nici cât au rezistat ele, sunt făcute cu poligel pentru cine a văzut filmulețul. Ce vreau să vă arăt, aici am o unghiuță scurtată. Ce vreau să vă arăt, vreau să fac un filmuleț cât mai complex, să vă arăt cum mi s-a smuls mie unghia. Când avem cliente și fetele se supără că se creapă unghia tehnică sau că se dezlipește unghia tehnică, ele dau vina pe tehnician. Dar, dragii mei, mai bine se creapă sau se dezlipește unghia tehnică și rămâne foarte frumos unghiuța ta. Unghiuța aia mi-era ca și asta. Da, un pic sunt destul de pătate. Unghiile mele naturale pe dedesubt o să le îndepărtez și vă arăt ce frumos se pot ele curăța. Dar pentru că m-am ținut de colacea aceea pe care vi-am arătat în filmuleț, da, cineva ștunde gazonul aici lângă biroașul meu. Pentru că m-am dat pe colacea aceea, pur și simplu cum am ținut cu mâinile, pur și simplu mi s-a rupt unghia. Mi s-a smuls, deci unghia tehnică mi-a smuls unghia mea. Aici am reușit cât de cât față de unghia asta pe care o am la mâna dreaptă. Am reușit cât de cât să mi-o pilesc puțin, să mi-o scurtez, pentru că mă deranjează maxim. Deci am avut o durere de nu pot să vă explic. Și vreau să vă arăt așa. Vedeți cum se desprinde de pe degetul meu? Pur și simplu să-mi rămână degetul fără unghie. Și pe parcurs, ce o să mi se dezlipească și o să-mi cadă complet. Vedeți că se vede. Vedeți cum e degetul liber? Pur și simplu nu mai am unghie. Unghia mea se ține doar în partea asta cuticulară unde am observat, vedeți, față de cealaltă. Se vede că nu mai crește. Zilele astea o să tot fac niște filmulețe scurte până o să vă spun exact cât durează până cade unghia. Și întrebarea mea, foarte, foarte serioasă, este dacă o să mai crească. Pentru că, în teorie, sincer, eu câte cursuri și seminarii am făcut, nu am găsit nicăieri dacă unghia smulsă, pur și simplu de pe cornee, o să mai crească, dacă se mai reface. Uitați-vă. Pur și simplu pot să-mi filmez degetul cu tot cu unghia mea smulsă. Dar o să-mi rămână degetul chel, cum îi spun eu. Foarte neplăcută senzația. Am avut o durere horror când mi s-a smuls. După care, cu apa sărată din mare, Marea Mediterană, având o salinitate de 33% la mal, mi s-a vindecat foarte, foarte repede. Nu m-a pișcat absolut deloc, deci nu pișcă. Este o durere cumplită și vreau să filmez de fiecare dată când mi se mai desprinde câte un pic, să vă arăt ce înseamnă, că nu cred că vedem noi foarte, nici eu, nici voi, nu cred că vedem foarte des cum arată o unghie smulsă, pur și simplu smulsă. Da? Deci să vă bucurați, concluzia, să vă bucurați când vi se rup unghiile tehnice și nu vi se smulge unghia voastră. Bun, aici unghiuțele mele sunt după încă o săptămână, a mai trecut încă o săptămână, am cam 5 săptămâni de când aici se mai vede cum se mai agață câte un fir de păr. Aproximativ 5 săptămâni au trecut de când mi-am făcut unghiuțele, dar vreau să vă mai arăt, a mai trecut aproximativ încă o săptămână, mi-a mai scurtat încă un pic unghiuța, un pic, nu tare mult. Și vreau să vă mai arăt cum stau eu cu unghia smulsă, da? Pur și simplu s-a smuls de pe cornee. Deci se poate vedea că mai tare mi se vede degetul. Da? E foarte neplăcută senzația. O simt că doar aici se mai ține. Chiar în zona cuticulară, cumva, nici nu știu cum să vă explic. O să vedem pe parcurs ce de asta vreau să tot filmez, din aproape în aproape, ca nu cumva ea să mi se agațe, să mi se smulgă cu totul și să nu apuc să vă mai arăt. Efectiv, e o dovadă a ce se poate întâmpla sau ce se întâmplă de fapt când ni se smulge unghie. Da? Repet, să nu vă supărați niciodată când mergeți la tehnicienne, le puteți arăta filmulețul meu, să nu vă supărați când sare unghia tehnică, întotdeauna mai bine sare unghia tehnică, decât să rămâneți voi, uitați-vă cum arată sau cum o să arate degetul meu fără unghie. Da? Foarte nasol. Acum nu mă mai doare absolut nimic, vreau să vă zic că simt unghia. Vedeți cum se mișcă? Simt unghia efectiv ca un corp străin. Nu simt că face parte din degetele mele ca la celelalte, ci simt așa marginile astea că mă taie, mă deranjează. Și probabil cum s-a vindecat degetul pur și simplu fără unghie. Uitați-vă cum arată.
Îi poli gelul și cu unghia mea efectiv smulsă pe dedesubt. Deci imaginea noi foarte drăguță, trebuie să aveți mare grijă. Eu așa mi-am propus să fac niște unghii super, super rezistente pentru concediul ăsta și asta am obținut. Mi s-a smuls pur și simplu, poligelul mi-a smuls unghia mea de pe deget. Acum vă mai arăt pe parcurs ce se mai întâmplă și cum arată și cum crește unghia nouă, că dacă mă uit la cealaltă, e mai transparentă, e mai rozulie, era mai naturat la unghia. Aici am impresia că deja crește și pe dedesubt deja am un pic de unghie crescută. O să mai vedem pe parcurs ce se întâmplă. Să vă arăt, au mai trecut, dragii mei, încă 3 zile de la celălalt filmuleț. Așa. Și vreau să vă arăt că mi-am curățat unghiuțele să-mi fac întreținerea și vreau să vă arăt că foarte, foarte repede se desprinde unghia. Deci, vedeți, ea s-a și îngălbenit și am vrut neapărat să vă mai arăt cum arată înainte să pun... Vreau să vă arăt degetul. Vedeți cât de tare se deslipește. Deci, pur și simplu, unghia mea s-a smuls. Sper să reușesc să o recuperez când o să-mi cadă de tot, ca să pot să vă arăt și vouă și să văd și eu cum arată o unghie pe cealaltă parte. O unghie care a fost lipită de deget. Atât am vrut să vă mai arăt, pentru că ea se dezlipește tot mai mult și mai mult. Sper să mai îmi țin o săptămână. Mai am câteva zile până la nuntă și vreau să-mi fac întreținerea. Acum, așa când se focalizează, vreau să vă arăt. Cât de tare se vede degetul. Și sper să reușesc să-mi recuperez, să studiem împreună unghia pe partea cealaltă. Bun, au mai trecut câteva zile, am zis că cel mai mult v-ar ajuta să vă arăt așa din aproape în aproape cum se comportă unghia mea, tot de la câteva zile pe parcurs ce am observat că se modifică una alta, am tot filmat. Aici mi-am refăcut unghiuțele, n-am mai filmat pentru că este ceva super, super simplu, dar vreau să revin la unghia mea, care uitați-vă cum arată, ea se dezlipește, eu mă gândeam că o să se vadă soțul meu care a avut o... unghie din cauza loviturii s-a negrit și a căzut, tot mi-a zis că o să se vadă pe dedesubt o unghie nouă. Nu se vede nicio unghie nouă încă, uitați-vă cum arată, super, super freaky, dar parcă aș desprinde-o că așa m-am săturat să se aghețe, pur și simplu simt ca un corp străin pe și mă deranjează aici în zonele laterale, în șanțurile astea laterale, parcă e un corp străin, parcă nu mai face parte din degetul meu. Aici mi-a rămas o margine, se poate vedea foarte bine. Dar e tare, e ca și unghia, nu îi o pieliță, ca și cum ar părea că e pieliță. Am zis că după ce mă gândeam eu, după ce o să-mi iau jos cu totul unghia, o să dau puțin cu pila acolo, ca să nu-mi agațe, că totuși este rece afară și o să-mi iau și eu plovere tricotate și o să fie enervant. Aici foarte puțin simt că se mai ține, foarte, foarte puțin. De aceea sper să reușesc să o recuperez în momentul în care o să-mi cadă cu totul. Dacă nu o pot recupera, să vă arăt acum, dar o să mai filmez dacă o pot recupera, să vedeți cum arată și să văd și eu cum arată unghia pe dedesubt. Nu știu de câte ori ați avut ocazia în viață să vedeți așa ceva. Eu niciodată, să vedem o unghie, cum arată o unghie smulsă. Durerea a fost insuportabilă pe moment, deși vreau să vă zic că nu au trecut vreo 2, 3, 4 minute, poate aproximativ, după ce mi s-a smuls și durerea mi-a trecut complet, fără să fac absolut nimica. Eram în concediu, pentru cei care n-au văzut de la început povestea unghiei mele smulse, eram în concediu, mă țineam de colac, am coborât pe topogan și cum am ținut cu putere, poligelul nu a cedat. Unghiile mele tehnice nu au cedat și mi-au smuls unghia mea cu totul. Câteva minute au fost o durere îngrozitoare, după care mi-a trecut din senin. Apa sărată de la mare, apa cu mult clor din piscină, pur și simplu mi s-a vindecat cornea asta. Nu știu cum o să arate unghia ce-mi crește, nu știu cum o să-mi crească, unghiuțele mele erau perfect normale, fără denivelări, fără alte probleme, nu știu acum cum o să-mi crească, sper că totul o să fie în regulă. Dar am vrut să vă arăt cum arată deget fără unghie. Da, nu este doar poligelul pe unghia mea, ci și unghia mea naturală pur și simplu smulsă pe dedesubt. Bun, pentru că mi se desprinde tot mai mult și doar cuticula, pur și simplu pielicica asta mai ține unghia, am zis că aș vrea să filmez, să vă arăt în direct. Să încerc să o iau, că
Vedeți? Un pic. E desprinsă, dar nu de tot. Și am zis că vreau să o iau jos. Mă deranjează foarte, foarte tare. Cum se agață. Ce să vă arăt? Să văd și eu cum arată un deget fără unghie. Aici mă doare. Dacă trag, să mai încerc să mai împing un pic cuticula. Că nici nu aș vrea să forțez, să-mi rămână rană pe undeva. Dar nici nu mi-ar place să spânzuri acum așa, dacă tot am reușit atâta. Încerc să o tai eventual aici. Nu folosiți niciodată o forfecuță pe care o folosiți la cuticulă, dar eu am aici una care nu mi-a plăcut deloc la cuticulă, a fost un eșec, să zicem așa, și o folosesc când tai sticărele. Și atunci o să încerc să nu mi forțez din cam de unde să tai. Și uitați-vă cum arată un deget fără unghie. Nașpa. Frichi. Nici nu știu, uitați-vă cum arată unghia pe partea cealaltă și cu poligelul peste, dar se vede clar până unde e poligelul și până unde venea unghia mea. Bun, cam asta este povestea unghiei mele, pe care, repet, întotdeauna să vă bucurați când cedează unghia tehnică, pentru că altfel pur și simplu vă smulge pe a voastră. Și voi ia jos aici, nici nu știu. E tare, nici nu vine să pun mână. Aici e o parte tare, deci aici crește. A început să crească unghia. Sunt undeva la 6 săptămâni, aproximativ. Poate un pic mai bine de 6 săptămâni de când mi-am dezlipit-o. Și abia acum, după 6 săptămâni, degetul e foarte, foarte sensibil. Vedeți și buricul degetului cât e de roz, așa se vede. Se vede că era protejat de unghie și acum e foarte expus. O să-mi pun un plasture ceva câteva zile până se mai învață cu atingerea. Dacă ne folosim mâinile clar tot timpul, toate părțile degetului, cu toate părțile degetului prindem ceva. Bun. Asta am vrut să vă arăt. Deci așa arată o unghie smulsă, dragii mei. Unghia mea a fost smulsă de unghia tehnică pentru că nu a cedat și nu a crepat și nu s-a dezlipit unghia tehnică la timp. Și atunci pur și simplu a smuls-o pe a mea. Acum o să vă mai arăt eu pe parcurs ce crește. Dar am rămas pur și simplu fără unghie. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog tare mult, urmăriți tot filmulețul cap-coadă, pentru că este o învățătură, este o experiență foarte nasoală pe care eu am pățit-o și pe care voi să nu o pățiți și numai să vă bucurați atunci când, repet, cred că de fiecare dată când am filmat am zis chestia asta, mai bine cedează unghia tehnică decât să se desprindă și să vă smulgă pur și simplu unghia voastră. Pupici!